Salutare, prieteni, salutare, salutare, am dat drumul la grătare, prieteni, am dat drumul la grătare. Ia uitați aici, mama pe poziție. Oaia, asta e oaia, mamă, nu? Da. Așa, oița, cărnăciorii, mâncărica, tot ce trebuie într-o parte aici. Și mai avem aici, prieteni. Dar mai durează, prieteni, mai durează, mai durează, mai durează. Vreau să spun și eu, să fac un anunț, să spun la mulți ani numele, ce poartă numele de Marian, Mariana, Maria, mai ajută-mă, mă dă. Marinela, Marinel, nu, adică Marinel se pune? Da, Marinel. Oh, la mulți ani, moșule, îl cheamă Marinel. La mulți ani, moșule, ursul. La mulți ani pentru Crina. La mulți ani pentru Crina. Maria. Tuturor, prieteni, la mulți ani ce poartă numele ăsta de azi. Da. Aici fac doamnele sărmăluțe, frumos, așa cu mănuși, cum îmi place mie. Taratatata. Prieteni, ați văzut vlogul lui Alin? Era vorba să plecăm azi, la 7, dar... N-am plecat, că îți dai seama, a zis ăla, bă, pe bune chiar așa ne lua banii mințile. Lasă, stăm acasă și noi, că e sărbătoare, mâncăm, bem și plecăm luni. Eu am vrut, dar nu mi-am vrut să spun. M-am întâlnit cu el aseară și mi-a zis, bă, unde să mai plecăm, e sărbătoare, nu mă lasă nici mama alea, unde, pe drumuri alea de sărbătoare. Dar m-a dat peste cap, să vă spun, eu nu mai am vrut să fac nimic, am auzit pleacă și el, cui să-i fac? Eram trist că îi las pe ăștia azi de sărbătoare. Și când am spus că nu mai plec, început să-i spus carne din ladă, mă duc să-i cu bubul la cumpărături, să-i facem acolo și lui sarmaluță. Ce-a dat Dumnezeu? Păi da. Ia uitați-l pe bubul acolo cum se ocupă de curte. Madalina aici pe poziție. Ce să, ce? Căsătuci are și el o domnișoară. Și tot s-a arătat în gând să se ducă la ea, dar nu mai poate să vină înapoi. A rămas acolo. Femeile astea. Femeile astea, vezi, mă, de femeile astea. Da. Femeile când se pun pe capul omului, vai și amar. Femeile astea care sunt jable. Ia că mă duc eu, ia filmez aici. Unde te duci? Să deschid poarta la împărat. La împărat, du-te. Hai cu mine. Hai cu ori, filmez. Să deschid poarta la când, la împărat. Păi tu, împăratul roșu. Așa e. Se duce și la și cățeaua aia e mai bătrână ca el. Serios, tu știi câți ani are cățeaua aia? Vai de cap, nici nu erai tu născut. Dacă și câinii sunt babelofili la noi în curte. Păi și câinele face și el ce face stăpânul. Ai auzit, mam? Trebuie să noroc. Ce așa noroc? Dacă și câinii sunt babelofili. Bine că recunoști, apreciez. Nu știu, mi-e cald, m-a schimbat, dracu, aș vrea pantalon scurt, nu mai bun. E fum, ai făcut fum, mamă. Să iau pantalon scurs. Cum vrei, cum te simți tu în largul tău? Ce, mă? Eu am toți banii, arată la prieteni. 5, 6, 7, 8, 9 lei, vi dau pe toți. De fapt, 1 leu îl las în pozunar. Lasă-mă, bagă banii acum. Ia, ține, ia pâine. Ia, că trebuie să iau mai multe, ține. Ține acolo, pe lângă noi, du-te. Pune și mi-o pare sub ăsta e de mentă, e prea urât. E mentă, de fapt. Vrei cola, vrei granini, vrei... Ce vrei? Orice în afară de mental ăsta, mentol, mental. Lasă-te-l pe lucru, dacă mă-ți place. Uite cum stă botaia și suferă după haimana. Ca haimaneaua îl înșală. Uite ce fac cu bubu, ia uitați câtă apă. Și câinele are suflet,
deci super. Dar ce strig s-a dus el sângul și închisă găinile. Cine? Bubu. Unde? A legat un părinte a fi și cocosul, deși am nu spus să-i nimic. S-a dus el sângul și le băgă la închisă. Doar ce m-am trezit, mi-a stat puțin și cred că bea o bere, dar deschisă la magazin aici, mă, o bere rece. Da, deschisă. Vreți să bei? Aș bea o bere, dar stai să mai îmi revin, că-s la cafea. Și eu beau. Bei și tu? Bem împreună, vrei? Da. Bem împreună? Da. Gata, împreună bem. Hai, da, că plec în Germania. Dar se sete, voi. Bem, că plec în Germania. Uh-huh. Și mai bem de sărbători. Da. Nu mai bea cafea, gata. De ce? Păi nu mai bei. Și cafea și cola. Dacă nu-ți place și ți-o nu mai bea. Ce faci, mă, dau? Du-te, ia pâine. Hai că se răcește călina. Gata, revenim mai târziu, prieteni. Mă filmez și eu, nu? Salutare, prieteni. Popii, David, Kevin, Nando, David. Ca să nu ne încurcăm. Bună dimineața, Miha. Miha. Bună dimineața. Uite cum e fata asta, o știi? Da, tu și. E nepoata lui Aristica. Ia uite, David. A venit Dumitru. Oh, Alin. Oh. Ce faci? Mi-e rău, mă. Păi și mie, m-am trezit de dimineață. Am luat ieri pastile, am avut un problemă cu coloana, nu putea să mă ridic din pat. Am făcut injecție că mi-a revenit. Și? Acum cum ești? Ești bine? Mai bine, am dorit să mă. Vezi, eu plec și nu sunt lângă tine, să te... Păi nu mai pleca. Am revenit, prieteni, am filmat ieri puțin de Sfânta Maria așa, azi dimineață puțin la școală cu David și acum cum stăm? A dat și eu fără la învățătoare. Da. Școlar mare, nepoții mei. Dar încep anul ăsta acum, forță. Păi da, să înveți. Forță. Și Leonardo și tot gata, au mai crescut copii acum, știu. Să-mi pui și mie mă dat sub pe rog, dacă avem. Că... Ce? Nepoții mei, zic. Da. Școlar mare. Să ia permisii. Facă 12 clase. David, când în clasa a 5-a? A 5-a face aici, după noi. Nu, până te termine tot. Păi da, dar după aia de la 5-a o să-l mută aici, lângă noi, la liceu, aproape. La liceu. Da. David, în ce clasă? A 6. Și pe alea 10, nu se mută aici la noi. Aproape, la liceu. Păi să zicem, aproape. La liceu cu cine se rămâne? Păi da, dar e cu clasa lui, e pa. Clasa lui din a întâia până la a șasea, colegii. Colegii lui n-are cum să vină numai el. Decât dacă îi face transfer. Ei, hey, unde vrea el? Eu acolo îi place lui, lui Alex. Lângă Leonardo se merge la el. Că te duci după masă, Alex, nu e mai... Nu, e de dimineață. Că de dimineață e? Mm-hmm. Mine le facem o vizită la tot. La școală. La școală le facem vizită? O, iarăși. Vrei și tu?
ce? Am băut o cafea, am mâncat două sarme. Toată noaptea când răută. Și pe, am zis, David, de ce nu mă trezesc pe mine? Văzut? Mă dure aici în capul pieptului. De la sarmale, noaptea, păi nu știi, și ai zis Florin, de aia ne-am mâncat. Sarmale, noaptea, ai mâncat mici cumva? Am mâncat, nu mă, mă durea, mă durea, nu. Am avut el, nu știu, dure din ăștia. M-a speriat, de nu mai sunt bună. Mă, când a fugit la el de lângă noi, când a fugit acasă? David spune că doarme cu mine, odată îl căutăm și nu mai e. Caut în pat, nu mai e, fuge la voi. Noapte. Și că mă plictisesc aici, nu mai asom. Nu, vine să încearcă, cum spune, să văd dacă mă simt bine să dorm. După aia face și când îl căutăm, dau de tăiat. A, știu că pleci, de aia a venit să dormă cu mine. El zice, așa a venit azi dimineață, a intrat lângă tăiat, ce bine e aceea. Se dă bine pe lângă toți. Da. Tu când pleci acum? În maxim o oră. Avem o stare. Poate te sună solul ta. Să vină și ea cu rest. Nu știu, mă obișnuisem acasă, nu știu, am o stare, știi cum aș. Jumătate din mine simt așa că a fugit, a plecat așa de, nu știu. Păi dacă nu te simți bine, nu te duci. Nu te simți și gata. Nu te duci. Dacă nu ai chef. Ha? Cum vrei, dacă nu ai chef, nu te duci. A plecat, ce odată am vorbit, am făcut bagajul. Și numai să pune înapoi bagajul. Nu, dar am vorbit, am făcut planurile, cum, ce și cum. Nu mor eu 3 luni. 3 luni. Vin de sărbător, forță. Vine ziua ta, vine a lui Lumina. O fac acolo, ce să mai, acolo. Ți-a șeful un tort. Păi da, așa a făcut șeful la toți. N-ai văzut la toți. Îmi iau un tort, aia e gata. Îți iau un tort și la salariu îți trage banii de pe no. Eu cu taică tău stăm liniștiți. Mâncăm o ceapă. Mâncăm. Eu cu taică tău stăm. Da, o palincă. Da. Vi las și pe tari, mă duc cu tot. Mă, dar de ce suntem așa, nu știu. Eu sunt moale, eu sunt așa. Da, eu. Lumina, vine acasă, Lumina. Dar ai grijă de mama, Lumina. Tot moșul meu are grijă de mine și Madalina. Mada, să ai grijă de mama, da? Nu am dormit, tata mea. Nici eu n-am dormit, nu știu. Prieteni, gata, mai revenim după aia când o să plec. Pun vlogul ăsta și o să mai fac altul. Vă pup. Păi suntem așa pentru că...